Pornim fără rețele, ne asigurăm și am plecat. Salutare lume și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. Opa, stai așa că nu avem farurile spălate. Foarte multă lume afară cu COVID-ul se uită foarte ciudat la mine pentru că am măscule, am camera asta pe față. Și v-am zis că vin cu un nou car vlog. Am venit. Momentul de față sunt șofer prin București, ne pune și centura pentru că așa trebuie. Mama mă pune asta să ocolesc 7000 de străzi, dar cum sunt șofer de foarte multe zile în acest minunat oraș, o să fac eu o țărănoaia și o iau pe unde știu momentan, pentru că după o să mă pierd la un moment dat. Tocmai de asta am pus și Waze-ul. Mamă, câta groapă aici. Te uiți, mâncă. Și am plecat. Zilele următoare să revin și cu un și cu o prezentare la micul acest miculeț Ford și probabil după sau chiar înainte de videoclipul cu mașinile o să apară un nou videoclip. Ceva mai, nu știu dacă special, dar cu o informație care s-ar putea să vă ajute pe viitor. Sau, poate nu, deoarece este vorba de despre o monedă virtuală sau criptomonedă, dacă ați mai auzit despre așa ceva. Deși sigur ați mai auzit. Ideea care este? Este în faza a doua dezvoltării. Și sunt două posibilități în viitor. 1. Ca moneda virtuală să iasă pe piață la fel ca Bitcoinul sau într-o oarecare măsură să vă puteți cumpăra chestii cu moneda și în funcție de cum va evolua și cum va tranzacționa moneda în funcție de aceste valori. Își va mări prețul. Și doi, e posibil să nu iasă și să fie o țeapă. Este creată de 3 studenți de la o universitate, dacă nu mă înșel. Dar mai multe detalii vor apărea în zilele ce săptămâni, habar n-am, săptămânile ce urmează, deși eu sper să fac videoclipul cât mai repede, însă înainte de a-l face vreau să am o documentație cât mai elaborată, mai dezvoltată, astfel încât să fie pe înțelesul tuturor și să nu sper să nu-mi aud în comentarii că nu e așa, că e pe dincolo și dacă va fi să aud, orice informație binevenită și de ce nu, trebuie să acceptăm faptul că noi nu suntem atot știutori și că o să învățăm mereu atât din greșelile noastre, cât și din părerile altora sau din greșelile celorlalți, cât și trebuie să ascultăm și sfaturi. Mamă, ce am dat-o aici, e nebun că nici eu nu știu cum am gândit-o. În orice caz, acum suntem în drum spre Țărănoaia. De fapt, o să mă cam duc spre Țărănoaia și puteți vedea că traficul din București este extrem de liber, se merge foarte lejer cu 30 la oră. Dacă ajung la 40, bag și melodia. Mergem ușor, geamuri fu muritu. Pot să ne zici băieții cum o guri. Sau mai aia cu Bug Mafia, nu știu cum e exact, dar știu că e ceva cu 40 la oră. Voi sper că sunteți bine sănătoși și eu încă n-am reușit să îmi găsesc de angajat prin București și sper să-mi fac, sper doar să-mi găsesc zilele ce urmează, că dacă nu-mi găsesc e foarte nasol, pentru că îmi strică total planurile. Dacă nu îmi iau o trotinetă, mâncava și gura voastră și mă bag șofer pe Food Panda, pe orice altceva. Bine, glumesc, nu o să fac asta, dar scooter vreau să-mi iau prin București pentru că e mult mai, nu știu, cred că e un avantaj mai bun decât mașina, cel puțin pe deplasări scurte.
bine, nu electrică, că e scumpă, dau una de aia pentru 14 ani, nu? Adică să-ți faci treaba cu ea. În orice caz vă țin la curent dacă o să se întâmple asta. Face mai stânga pe Bulevardul Infernal, adică pe Bulevardul Iulie Maniu. Și voi puteți să vedeți cum stă porul, zici că am, mamă, copertină cu avion în cap. Cam așa arată interiorul de aici, din mașinuță. Avem aici material textil, aici, aia. Ce mi-ar veni acum să zic climă pe două zone, mâncava și gura voastră. Dar nu mai zic că e pe singură zonă de data asta. Opa, uș, a. Ah. Sper sunetul să fie decent, pentru că am chestia asta pe cap și e băgat în carcasă și nu se aude foarte bine. Și în momentul de față înregistrez cu telefonul. Ia vezi, mă. S-a supărat unul. Nu știu dacă e supărat pe mine, doi am încadrat pe banda mea, bă, pula. Da, mă, nu s-au supărat pe mine. Eu ce mă depășesc, băieții? Bă, poate bag acum a treia. Ial. Uite, așa o să devin eu dacă nu reușesc să mă angajez zilele astea, da? Deci dacă aveți livrări la domiciliu în București, puteți să mă contactați pe mine, vă las numărul de telefon în descriere. Livrare super rapidă în tot Bucureștiul. Maxim o oră dacă fac din partea asta la altă, în partea cealaltă a Bucureștiului. Ce să mai zicem, măi? Bă, cu coronavirusul ăsta am mâncat, măi. S-a ajuns grav de tot la 1000 și ceva de cazuri în 7000 de teste. Cel puțin în momentul în care fac eu videoclipul ăsta. E luni, 27 iulie. Și într-o continuă creștere a cazurilor. Și nu știu ce se întâmplă pe... Nu știu ce o să se întâmple pe viitor, dar... Dar am ajuns răuleț. Aveți grijă de voi, purtați măsculiță, să vă învăț și eu să... Pentru că a început să-mi fie și mie oarecum frică de acest virus nenorocit. Ia vezi, mă, că e livrare mai repede cu... Nebun și ăsta. Da, mă, și în București... Bă, nu știu, eu din câte am observat prin zona asta, lumea cam poartă mască. Nu știu cum reușesc să se îmbolnăvească toți. Probabil din petreceri, din de la terase aglomerate și tot felul de nebunii de genul. Aici e o nebunie de cale de asta feroviară. Hai că e cale feroviară. Ați înțeles voi ideea. Bă, îmi place să fiu șofer. Dacă mi-aș fi găsit să fiu șofer în București, la ora asta cred că eram primul. Cu coronavirus, cu necoronavirus, chit că-mi găsesc să mă angajez undeva, contact cu oameni tot am, tot în spațiu închis. Dacă e să o iau, o iau. Atât doar dacă o am, sper să nu o dau mai departe. Sau dacă o iau la foarte multă lume. Bine, oricum n-am eu contact cu super multă lume, ci drept doar cu vreo, cred că, abar n-am, perioada asta, nu știu, cel puțin la București, cu vreo maxim, mamă, să moară băieții. Nu știu, 5 persoane, să zic așa, habar n-am. Recentrează-te, tati, că am nevoie de tine. Du-te, mă, fire al dracu, că mă duc eu în locul tău, dacă nu te duci. Mamă, sunt cu mașinuța asta, că dacă nu-i făceam pe toți. Nu glumesc, am 70, deja dacă mai arată doar un peritos. O, frumos în București.
Adevărat vă zic. E viață. E trai bun. Bine, da. Ca să fie trai bun, trebuie să și ai de unde. Să scoți bănuți. Și dacă nu, merge și la sărăcie, așa, adevărat vă zic. Credeți-l pe fratele vostru, că și el tot în sărăcie trăiește. Ia-o de aici. Mamă, hai că vorbeam că e liber, că n-ai ieșit lumea de la muncă, ia uite aici, codiță mâncați. Noroc că-s băiat deștept ce am știut să bag Waze-ul să fac stânga aici pe strada Valea aia Lomiței. Hai, tanti, du-te. Prost am fost că am aplicat cum a trece toată lumea. Dar nu este asta o problemă. Nu o să mai dau și ție voie de tempoii mei. Cu cât ești mai bun, cu atât ți se întâmplă mai mult rău în viața asta, adevărat vă zic. Mă, că dacă mai fac drumul ăsta de 7 ori, cred că îl rețin și eu măcar o dată. Opa. Și-o sprâna de mână. Deși nu ține doar, mai bine las dracu la loc și-mi pun, mă apăs pe frână. Ia uite acolo. Pușcărie. Ia uite acolo. Altă pușcărie. Hai, bă, ne mișcăm și noi. După taxiul ăla ne-am dus toți. Bă, cam periculoasă așa pe plecarea asta, mic. Ial. Da, v-am spus în episodul anterior cu ăla cu experiența mea din liceu și toate fazele pe care le-am regretat și experiențe și v-am dat și vouă câteva sfaturi. V-am zis că am un nou aspect și mamă, ce mă sperie ambulanța aia, că nu știu mâncați și când se bag. Așa, cam un nou aspect și că sunt altfel, dar aveam în cava și gura voastră, părul ăla era aranjat înainte să încep filmarea și ne-a aranjat când am început-o, nu știu cum să vă zic. Și n-am mai avut aspectul ăla pe care v-am zis. Și da, aici am un nou tatuaj, ca băieți. Te fac, frate, o liniuță? Yes. Yo. Hai. Bă, eu am o slăbiciune la blonde, mă, uneori, bă. Vorbesc foarte serios. Bine, pe aia nu-i slăbiciune. Aia e pe altceva. Bă, nu știu cât s-a făcut din filmarea asta, dar rămâne să ne vedem la alte car vloguri, la alte videoclipuri. Și cred că o să urmeze videoclipuri cu mașini și ăla cu criptomoneda. Așa că nu uitați să aveți grijă de voi. Să vă protejați cât mai mult, să-i protejați pe cei din jur. Și toate cele bune. Ne auzim la următorul videoclip. V-am pupat!